Salutare, pariori! Pentru ziua de miercuri, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Etapa din Euroliga de basket continuă, iar Wade ne aduce în atenție duelul dintre Virtus Bologna și Alba Berlin. Tipsterul nostru consideră că Bologna traversează o formă mai bună față de adversara ei. În plus, aceasta are o defensivă superioară care ar trebui să facă diferența. Prin urmare, Wade mizează pe victoria celor de la Bologna la o diferență de cel puțin 4 puncte. Setin Prosteyov. Andrei Cinculescu spune că hocheiștii celor două echipe se descurcă foarte bine în ofensivă, având o medie de peste 3 goluri înscrise per meci. Ținând cont de forța ofensivă a celor două echipe, tipsterul nostru recomandă pariul pe cel puțin 5 goluri marcate. Paradiso Rapperswil. Johnny spune că majoritatea partidelor disputate de Rapperswil în actuala stagiune din Liga a 3-a elvețiană de fotbal au fost spectaculoase și la același scenariu ar trebui să ne așteptăm și de această dată. În opinia tipsterului nostru, la acest nivel fotbalistic avem parte de multe meciuri încheiate cu scoruri mari, așa că pronosticul său merge pe cel puțin 3 goluri marcate. Monfi Fucsovics. Chiar dacă în acest an Monfi nu s-a ridicat la nivelul așteptat, tipsterul Adrian spune că francezul și-a păstrat serviciul bun, iar pe suprafața rapidă pe care va evolua în următorul meci, ar trebui să profite din plin și să reușească mai mulți ași. Astfel, tipsterul nostru mizează pe minimum 4 ași reușiți de Monfi. David Chirilă ne propune un pariu la duelul dintre Alajuelense și Zeledon, două echipe din campionatul de fotbal costarican. Tipsterul nostru spune că Alajuelense este echipa mai puternică, iar în acest sezon a reușit să se impună în 5 din cele 7 meciuri jucate pe teren propriu. Ținând cont de aceste detalii, pronosticul său merge pe victoria gazdelor și pe intervalul de 2-6 goluri marcate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.